Nu. Dar avea câteva ajutări. Ba da, 29, 30, 28. A, aia, dar da, chiar nu ți le-ai făcut, nu le-ați făcut. Tu le-ai făcut cu mine acasă în weekend. Ei nu le-au făcut. Facem tema? Deci vreți pe caietul meu. Deci ce eu nu pot. Voi aveți tema la geometrie făcută? Exercițiile alea. 28, 29 și 30. Uite caietul meu în spate. 28, 29 și 30. Voi nu le-aveți făcut de poale. Pentru tema. Ați făcut exercițiile astea ușoare. Minunat. Dacă le-ai făcute, să te văd acum cât e de... Cât îți aduce aminte. Și colegii tăi trebuie să le facă. Vreau să pornim la geometrie și să... Haideți, 28. A deschis cineva cartea? Știți? 27, 28, 28. Dar 27 am făcut-o cu domnul profesor. Știu. Aveți făcută. 28, 29 și 30 a rămas. Da, azi. Eu am deschis aici. 28. Așa. Lucrați dumneavoastră. Da, da, da. Deci urmează problema care... Eu vă dictez problema, 28. Și tu mi-a lucrat pe care tu mai, da? 28. Problema 28. În ipoteză ABCD paralelogram de la pagina 114. 114. ABCD paralelogram. Ipoteză. Da. A, B, C, D paralelogram. Paralelogram. Cu AB mai mare decât BC. AB mai mare decât BC. Da. Fie e mijlocul. Fie E aparține segmentului AB deschis, cu paranteze. Fie aparține segmentul deschis AB. AB, da. Astfel încât AE să fie congruent cu CB. AE. Congruent cu CB. Tot așa lasă, nu? Congruent cu da, CB. Da. Așa, noi mergeam cu paranteze. Fă aparține segmentului CB, fără paranteze. Fă aparține CB, fără paranteze. Asta. Da, și cu B aparține lui CF pe dreaptă. Cu B aparține, aparține lui CF, paranteze rotunde. Așa. Așa, pe segmentul ăsta. Și CF congruent cu AB. CF congruent cu AB. Deci aici e astfel încât CF să fie congruent cu AB. Da. Așa cred. Așa. Demonstrați că D e F coliniare. D e F coliniare. Coliniare. Deci AB mai mare decât BC. O să luăm un paralelogram. AB C și am respectat ce spus autorul, AB mai mare decât BC, da? Da, și scrieți D. AB, C. D. Apoi, E mijlocul lui AB. Mijlocul lui AB. E. Iar F e pe... Nu știu dacă e mijlocul, că vedeți, A e congruent cu CB. Deci E aparține lui AB, încât A e... Să fie congruent cu CB. CB. A e alte nu e mijloc. Adică... A e... Este cât CB. A, și cam așa se zic. Cam pe acolo. Deci nu-i mijloc asta. Da, da. Numai dacă s-a întâmplat să iei de astea de două. A e... Acum avem nevoie de creata. Da. Încercăm așa ca toate ce se vezi. A e... Cu CB. Bun. Și că... F aparține lui CB. Lui CB. Da. Așa încât B să fie pe CF. De să aparțin lui C, F. Adică, ce înțelegeți prin chestia asta? Deci, F e pe dreapta asta. Uitați așa. F e pe dreapta asta. Pe CB. Pe CB. Nu știm unde. CB, nu știm unde. Da. Dar mai departe spune că B aparține segmentului CF. Adică B la mijloc. B este între C și F. Da. Acum mă anunță că F e în partea asta. Ați înțeles, copii? Asta spun. Deci, așa traduce. Că în loc să ne spună CBF, dacă ne spunea CBF, spune
fui pe dreapta asta, așa încât B aparține segmentul CF. Dar e foarte spune... constructiv, că ei în felul ăsta trebuie să fie atenți. Eu i-am, este cam eu, mama, dacă tu o iei pe F, pe BC... Deci nu pe, e pe dreapta da, asta. Corect. Dar pe dreapta poate să fie oriunde, însă precizează că în partea asta se medrește încât V este pe CF. Corect. Aici așa. Dar F-ul ăsta nu, oricum, nu uitați, le-a oricum și CF, CF, F, să fie cât AB. AB. Așa. CF cât AB. Să punem cu albastru. Deci CF... Da, e congruent cu AB. Uitați așa, luăm. CF să fie cât AB. Așa, CF cât AB. Și am obținut punctele acum. Am punctele F, E și D, nu? Da. Și chiar astea se cer să fie coliniare. Da. Deci să se arate că punctele acestea sunt coliniare acum. Care? Care puncte? D, E, F. D, E și F. D, E și F sunt coliniare. Operatorul lucrează altceva. Ai răbdare. Lucrează altceva. Lucrează o altă problemă. Ia o problemă la întâmplare, uite așa ar face. Și bate-ți capul cu problema aceea până când o descifrezi tu. Hai să faci cea mai frumos. Să ai cea mai mare satisfacție. Și dacă ai ideile complete și noi suntem blocați, vii și tu ne ajuți. Așadar. Adi, să începem ipoteza. Cine spune autorul? Că A, B, C, D e paralelogram. Când am zis paralelogram, iar ca seară insist. Ce lucruri ai tu? Diagonalele se înjumătățesc, unghiurile opuse sunt congruente. Două câte două. Două câte două. Nu două din ele, ci două câte două. Dacă e nevoie, ăsta cu ăsta și ăsta cu ăsta. Două câte două. Pe oricare latură, două unghiuri sunt suplimentare. Două laturi sunt opuse, paralele și congruente. Nu două laturi sunt opuse. Laturile opuse sunt paralele și congruente. Dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente, e paralelogram. Da. Așa. Seara am și o rugăluie de vicin cu ăsta. Spune-mi. Am și eu o fetiță, ăsta o cea la 18. Vrea și ea pregătire la matematică. Cum? Ce se procedează? Cum se procedează? La ce clasă este? Clasa a 5-a. Clasa a 5-a. Să... Mergem... Mâine nu suntem, cred că, în localitate. De la ora 4, când e acolo afișat, da, să nu cer în locul ăsta. Stai de vorbă cu mine. La da, ora ce care spune acolo. De la 4. Vine cu soția. Vine cu soția. Da, da, da. 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 Mulțumesc. Da. La revedere. Deci, zicem așa. Grand paralelogram, deci toate cele 5-6 sunt deodată în mintea mea. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Da. Da, paralele două câte două și sunt și congruente două câte două. Fiindcă deja știu că e paralelogram. Acum, când vreodată mi se cere să arat că e paralelogram, ce lucruri trebuie să știu? Tot asta cu diagonalele. Deci dacă diagonalele se înjumătățesc, dacă unghiurile alătura, deci da, unghiurile opuse sunt congruente. Dacă unghiurile sunt opuse, două câte două, adică nu două dintre ele ți le alegi tu și ales că sunt congruente și de acolo să ai concluzia că e paralelogram, nu? Așa, după aia, pe oricare dreapt, două unghiuri sunt suplimentare. Și... pe urmă, s-a arăt că laturile opuse sunt paralele două câte două, adică asta paralele cu asta și asta paralele cu asta. Iar o altă variantă este să arăt că laturile opuse sunt congruente două câte două, adică astea două congruente și astea două congruente. Da. Nu paralelism, paralelism, am terminat-o cu varianta aceea. Și o alta e, doar două din ele s-a arăt că sunt paralele și congruente. Deci nu le mai obliși pe celelalte două, numai două din ele. Acum, să urmărim încă o dată. Deci toate aceste lucruri au fost prezente în mintea mea din clipa în care am pronunțat cuvântul paralelogram. Sunt prezente în mintea mea. Pe acest paralelogram am luat pe AE ca mărime, da? AE cât BC. Dar dacă AE e cât BC, e cât și AD.
Da. Pentru că A, B, C este cât AD. Mm-hmm. Deci, cu alte cuvinte, A, E, cu A, D sunt congruente. Ascunde autorul. Dar noi, acum, traducem. Cum A, E a fost cât B, C și cum B, C e cât A, D, înseamnă că A, D, E este triunghi de care A, D? A, D, E, isoscel. Isoscel. Și atunci, unghiul ăsta va fi cât ăsta. Da. Foarte tare chestia asta. Deci unghiurile astea sunt congruente. Pe de altă parte, mai spune autorul că luăm pe CF, CF cât de mare? Cu CF cât AB. Da? CF cât AB. Dar AB cu cine este? Cu DG. Atunci și CF e paralelă cu DG. Nu paralelă. CF congruentă cu asta, da? Deci, și ce fel de triunghi este acesta? D, F, C. D, F, C? Păi dacă D, H e cât F, C? Isoscel. 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 Care unghiu o să fie congruent? Unghiul D cu H. Deci unghiul ăsta. D cu F, Ani. Cu F de sus, mă. Așa, D cu F. Deci unghiurile la bază, nu sunt congruente. Așa. Deci deocamdată am rupt din ipoteză cât am putut de mult, da? Am desfăcut. Da. Da? Cât s-a putut de mult. Mă repetăm, dar ce am reușit să facem? Faptul că ne-a zis A, E, e cât B, C, mă ne-a dus. E cât și A, D, deci triunghiul este isoscel, deci unghiurile astea, hai să spun 1 cu 1, congruente, da? Unghiul D, 1 cu unghiul E, 1. Păi de altă parte, în aceeași motive, unghiul D, 2 este cât F, 2 aici, da? Tot da. 2 este. Bun. Ce ne se cere? Să aflăm că D, E congruent cu E, F. Nu cere asta? E, nu, D, E și F coliniare. Asta. D, E și F coliniare. Ce ar trebui să fac acum ca să fie coliniare? Când se întâmplă să am așa o chestie care să-mi asigure coliniaritatea? Dacă avem A, E, D congruent cu F, E, B. A, E, D. Da, A, E, D congruent cu F, E, B. Adică ăsta, dacă le surprindem pe ăsta din alte motive când sunt congruente, nu sunt opuse. Acum nu sunt opuse, adică. Ele sunt niște unghiuri în care o, asta A, E și D este o dreaptă. Tu așa trebuie să înțelegi. A, E, și D. Da? A, E și D. Astea sunt pe dreapta, sunt pe dreapta A, B. Că așa, eu a fost la pe dreapta A, B. Deci A, E, B sunt coliniare. A, E, B sunt coliniare. Dacă ai unghiul ăsta AD și mai ai și pe ăsta așa, ăstea două unghiuri în momentul de față, au același vârf. Da. Ele nu sunt opuse, pentru că nu sunt în prelungire. N-ai șansa asta. Doar atâta știi. Că aici apare unghiul F, E, D. Dacă tu arăți că F, E, D, unghiul ăsta, e, și, e congruent cu ăsta, dacă arăți dintr-alt motiv, atunci nu are altă variantă E, F, decât să fie în prelungirea lui A, E. Deci arăți că-s coliniat. Și atunci apare ca o consecință a faptului că unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Dacă sunt congruente și una e dreaptă și cealaltă e dreaptă. Asta vreau să spun într-un limbaj de asta. În concluzie. Să luăm triunghiurile F, E, B și A, E, D. Deci F, E, B și A, E, D. Aceste două triunghiuri, vrei tu să arăți că sunt cum? Congruente. Vrei să arăți cum sunt congruente? Ochiul spune ție așa că o să fii congruente? Mie parcă nu îmi vine să spun că sunt congruente, pentru că asta a ei este cât BC. Nu e jumătate ca să spun că a ei ar fi cât BC, BE, pe acolo se pot forma. Dar hai să încercăm. Despre aceste două triunghiuri, ce elemente ai avea tu de care să te agăți? Îți trebuie trei elemente ca să poți vorbi de cazul de congruență. A, A, E și A, D. Dar E, B și B, F și E, F și cu D, E nu intră în discuție. Să nu pleci pe o idee care nu ți este de folos. La ce ți-ar folosi congruența? Hai să zicem că ai arătat. Să zicem că te-ai străduit să arăți congruența triunghiurilor.
La ce ți este de folos? La ce ți-ar fi de folos? D e congruent cu F. D e, D e congruent cu F. Și la ce ți-ar folosi? La ce s-ar folosi pentru colinearitate? Mirna, mama îți spune să mă aștepți un pic ca să pot dezbate despre ei. Că în momentul în care ridici mâna și vii cu așa, faci o presiune, faci o presiune psihică. Da. Ei nu pot să se concentreze, chiar și să spun ce este și eu sunt. Profesor, da. Și eu sunt sub presiunea asta. Pentru că n-am, eu nu știu problema. Mă mărturisesc să nu știu, abia acum încerc să o pătrund. Da? Și fiindcă așa fac eu la început, o invit și pe ei să fac asta. Și când noi nu mai putem și nu putem, te solicităm. Da? Deci, iar în clipa asta, să tu mai citești o problemă, să vezi tu cât de folos este. Da? Fă asta așa, ca să vezi. La ochi, în primul rând. Deci, dacă ne străduim să facem asta, ce ghișeft am eu? Păi, zic, cred că unghiul ăla din E, domn profesor, e 1 cu E 2. Dacă tu vrei să te duci la ăsta, cât ăsta, E 1 și aici, E 3. E 3 sau cât. Ăsta ar fi obiectivul nostru. Da. Din nu știu ce motive, să arătăm că unghiul E 1 este cât E 3 și e și problema. Păi da, el aici, de asta s-o dus pe astea două. Bun. Nu are? Da, dar nu iesă. Dar n-ai elemente, n-ai trei elemente altele care să-ți fie de folos în cele două triunghiuri să poți arăta că triunghiurile sunt congruente. Și ei nu sunt congruente. Exact, cum să te strădui tu să arăți că sunt congruente, că ele nu sunt. Deci nu sunt în realitate, n-ai nicio șansă. Deci de aceea părăsește ideea de congruență. Ne întoarce și spun, măi, paralelogram, paralelism. Paralelism este ce, despre ce vorbim? Știu, paralele de secante, unghiuri pe acolo, chestiunea asta trebuie să o frământ acum. Și cum vreau să mă îndresc pe ideea cu unghiul să-ți fii congruent cu ăsta, ăsta e cât ăsta, Adi, nu? Da. Din ce motiv știu că ăsta e cât ăsta? Că am zis că e isoscel. Da. Aici, aici o părți. Și de ce? Deci, da. A de, dacă o prelungesc, A de așa. Și o văd ca o dreaptă. Și mai văd și pe F și C, care e deja prelungită, astea două sunt paralele. Da. Secanta DF, ziceți? Și să luăm secanta DF care nu trece sigur prin E. DF este o dreaptă, dar poate să treacă prin lângă E. Da? Secanta DF, atunci unghiul ăsta D2, da. Ăsta de aici, D1, să zic așa. D1 e cât F2, nu? Da, deci de cât F2, luând secanta DF. Atenție! D1, care nu-i tocmai A, D, E. Când ai zis A, D, E, de-am zis noi D1, l-am luat numai până în E, unghiul ăsta format. Dacă zic DF, DF s-ar putea să treacă pe lângă E. Sunt în E. Și D1 are mai mult în condițiile astea. Deci nu ne permitem să zicem că unghiul ăsta de aici, D1, este cât F2 ca fiind alterne interne. N-am motive, că nu-i dreapta aceea în prelungire. Dacă poate unghiul EBF, EBF, este isoscel. Unghiul EBF, isoscel, da, pentru că AB congruent cu CF. Da, isoscel, am discutat, așa. Am zis. E B, F, fiindcă A, B, A, B, congruent cu C, F. Cu C, F. Da. Adică de ce cu C, F? Da, și A, B cu C, F. Că D, C e congruent cu A, B. Deci A, B este congruent cu? C, F. Da. Și? Așa, și E, B, F va fi isoscel. E, B, F, isoscel. De ce E, B, F, isoscel? Pentru că AB este cât CF, da? Avem A e congruent cu BC și atunci da. E B congruent cu BF. Și atunci e BF isoscel. Deci, A ne spune așa, Miruna, că din AB toată, care este la cât CF, am scăzut pe AE și e rămas EB și AE este cât BC. Și atunci a rămas triunghiul și F, E, B, tot isoscel. Deci ea pe asta ai mers, nu? Asta e raționamentul. Deci E, B, F, E, B, F, e tot triunghiul isoscel. Și unghiul ăla e cât ăla? Deci,
F2 este cât? E 3. E 3. Dar F2 e și cât de 2? Că și duc F e totuși așa. F2 este și cât? De 2. De 2, din motivul foarte clar dinainte, da? Exact. Și atunci e 3 cât de 2. Și atunci e 3 este cât de 2. Așa. Și dacă e 3 este cât de 2, ce putem spune? Așa. Da, dacă e 3 este cât de 2, cum astea două sunt paralele. Două paralele, tăiate de câte o secantă, nu? Da. Eu am și acest lucru că de 2, de 2 este cât e 3. Mm-hmm. Da? Și atunci, două drepte tăiate de o secantă. Care secantă am văzut numai? D, E sau D, F? Aici e problema. D, F. D, F, da? Și... Că ziceți că nu trece prin E. D, E atunci. D, E, da? D, E. Bun. Deci... Ca să fim siguri că trebuie. Exact, asta vreau să spun. Da. Deci am luat secanta D, E, da, care taie pe, să spunem, într-un punct, un alt punct, E, F-ul. Nu taie exact în F, că nu știu eu despre nu știu, F. Da. Da. Deci, eu știu pe de altă parte așa, că două drepte paralele, tăiate de o secantă, formează aceste două unghiuri, unghiul D2 și cu unghiul acesta de aici, ca fiind corespondente, da? Da. Mai revedem o dată. Deci aici să nu ne păcănem, să folosim un cerc vicios, da? Deci trebuie să avem în vedere faptul că triunghiul ăsta ADE este isoscel, că triunghiul EBF este isoscel, cum ai zis tu mai devreme. De ce este isoscel? Pentru că prin diferență, nu? Toată latura asta e cât asta, am scăzut bucăți egale și au rămas tot triunghi isoscel. Și atunci, unghiurile astea, ai spus bine, sunt congruente, adică B, E, F și B, F, E, congruente. Și... da. Iată cum venim și spunem așa. Deci, unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici, în triunghiul E, B, F. Da, e isoscel. Bun. Pe de altă parte, în triunghiul D, G, F, în D, G, F, unghiul din F, unghiul din F este cât de 2. Da. Deci în care triunghi? În D, G, F. D, G, F. Dar ca să fie treaba corectă, îmi imaginez că n-a trecut exact prin mine și este un alt unghi aici. Vedeți voi? Când am dus pe D, F și C, s-a format triunghiul D, C, F, în care unghiul, care unghi este? Ăsta de aici, așa, de 2 ăsta de aici, să zicem. Față de celălalt, e alt unghi de aici. Domnul profesor, dacă am luat D-A cu B, C, secanta D-F, adică mai sus de D-A și C-F... Deci pe D-A, să luăm pe cine? Pe D-A... C-F cu încă o latură, puțin mai sus să o ducem așa. C-F cu dreapta lui paralel. Păi da, cu AD. Cu AD, secanta D-F. Deci secanta D... F. De F, da. Am avea că unghiul D1 e congruent cu unghiul F2.
D1 de aici, e congruent cu unghiul? F2. F2 de aici, da? Da. Dacă avem că F2 e congruent cu... Da, pentru că se alterne interne. Ia spune așa. Unghiul D1 cu ăsta de aici, da? Da. Și cum D1 e congruent cu E1 și F2 e congruent cu E... Hai să insistăm să tragem cu culori diferite și să ne închipuim că nu trece prin E, da? Da. Deci să avem așa. Când ai zis tu D, DF, DF, aici spunem că tai într-un punct E 1. Da. Într-un punct E 1, pentru că punctele, tu ai pus așa secanta asta, da? Bun. Și acum, ai așa, că unghiul care este congruent? Unghiul A, D, E, 1. Da, și A, D, E, 1, e congruent cu B, F, E, 1. B, F, B, F, nu, că-s două drepte, te-ai da. Să cantă și ai să te din alterne interne, așa. Uh-huh. Congruent, deci A, D, E 1. Da. Atenție, A, D, E 1. Congruent cu B, F, E 1. Da, e același lucru că e 1. Eu știi, de asta trebuie să spui. Dacă tu construiești cu pătrățele, construim exact. Nu. Trece. Deci construcția ta, cum spui, este corectă, dar din punct de vedere matematic, eu spun te înșală un pic. N-ai tu argumente să spui. Trebuie să fii undeva să se lipească problema, da? Deci, atenție multă. Ce ne propunem să arătăm? Ori ne concentrăm pe chestia asta, să iese de undeva cu unghiul ăsta, A, E, B, este cât F, E, B, da? Și atunci sunt opuse la vârf și gata problema. Iar pentru chestia asta, A, E, B, e congruent cu A, D, E. De ce A, E, D cu A, D, E? Pentru că avem motive foarte precise. Da. Da? Dacă D1 ar să fie congruent cu cine? Ca să nu mai complic o problemă. D1 ar fi congruent, va fi congruent cu ăsta de aici. Cu 2. Hai să spun E2. Cum E1 e congruent cu D1 și dacă D1 ar să fie congruent cu E2, atunci E1 cu E2 va fi. Și gata problema, sunt prelungire. Bun. Dar pe de altă parte, triunghiul EBF, ai spus bine, este ce fel de triunghi? EBF este tot triunghi social. Da. Adică unghiul de aici, tot unghiul ăsta, e congruent cu unghiul de aici. Să zicem 2. E congruent cu E2. Da. Dacă noi putem să arătăm că F2 e congruent cu D1, dacă putem dintr-un alt motiv să arătăm că F2 e congruent cu D1, atunci s-ar termina problema. Însă F2 este atunci, cu cine spui? Este congruent cu D2? Da. Aici intru într-un moment dificil. E aici, că nu trece prin mie. Asta e. E secanta asta pe care zice. Dreapta asta? Deci nu ia intru... Ia, o las că trece. Da. Nu, este cercul vicios, da. Aici da. Tici galcană. Deci, încă o dată. Știm că D1 este cât... E1. E1. Da? Da. D1 cât E1. Știm că E2 este cât... E2. Eu vreau să arăt că E1 este cât E2. E ca și cum aș încerca să arăt că D1 este cât F2, nu? Dacă D1 este cât F2, gata problema. Pentru că E1 este cât D1, E1 este cât D1, E2 este cât F2, și dacă arăt că D1 este cât F2, e gata problema. E cum să arăt eu că E1 D1 este cât F2. Dacă ducem D, E1, F, cum a zis dumneavoastră, mai sunt coliniari dreptele D, D, E1, F sunt coliniare? D, E1, F sunt coliniare, că o duc eu. Dar atunci să termină cu problema, că apare alt punct, trebuie să ajung la ideea că E1 trebuie să fie coincidit cu E. Trebuie exact. Să ajung. Da.
dacă D, E, F, dacă D, E, F, trebuie să demonstrăm că sunt coliniare. Care D? D, E, F. E, F. Trebuie să demonstrăm că sunt coliniare și cum D, E, 1, F, iară sunt coliniare, înseamnă că E, 1 e aceeași chestie cu E. Exact. Dar trebuie să știm că D, E, 1, F, sunt coliniare, da? Că le duc, îi produc eu. Da. Însă, în condițiile în care voi arăta că E coincide cu E1, atunci problema rezolvată, dar trebuie să arăt că E1 coincide cu E, ca și cum aș spune că BE este cât BE1 dintr-un motiv, din alt motiv. Și atunci problema merge. Încă o dată facem ordine pentru că în clipa în care nu ne organizăm lucrurile, nu reușim să ducem la capăt. Zicem așa, ce ne propunem noi să arătăm? Vrem să arătăm coliniaritatea aceea, aceea nu știe autorul. Ce șanse avem? Una din variante este să arătăm pe baza reciprocii unghiurile opuse la vârsturi congruente. Adică efortul meu va fi acela să arăt că unghiul E1 este cât E2. Congruent cu E2. E1 este cât D1. Corect. Din motive clare, din ipoteză. Da. E2 este cât F2, din motive foarte precise, din motive clare. Eu cum am obiectiv ca E1 să fie cât E2, e de parcă aș pune egalele lor să fie congruente. Adică cine? Să fie congruent D1 cu F2. D1 să fie congruent cu F2. Aici este momentul foarte tare. Aici am ajuns cu problema. De unde să arăt eu că D1 este congruent cu F2? Ce motiv am? Păi, da, domn profesor, dacă avem AD cu B, că secanta AD... Dreapta paralelă, AD și B. AD. Da, și secanta AD e. D? D e. Secanta AD e. Secanta AD e. Da. Păi secanta AD e s-ar putea să nu treacă prin F. Nu, chiar secanta AD e, atât. Atât, așa. Da, avem unghiul E1 congruent cu D2. E1... Cu D2, ca altele interne, nu? Cu D2... Așa. Uite, iată că Miruna face următorul pas aici. Astea două, Miruna, poți să le vezi așa, ca paralele. Da. A, B și cu D, C paralele. Da. Este ca de E, D. Da, atunci, E1 cu D2. E1 este cât D2. D2, da. Și mai știm că de F2 e cât D1. Mai știi că D1 este și cu E1. Da. Deci, înseamnă că e D1 e cât D2. Da. Deci și gata problema. Da, gata problema. Corect. Deci atenție, aici e realia foarte bine. Eu spuneam așa. Am nevoie urgentă să arăt că unghiul E1 este cât E2. Asta e obiectivul meu. Pentru că ăsta fiind coliniar, le obligam și pe celălalt coliniar. Ea zice așa. Păi E1 este cât D1. Da. Că isoscel. Că isoscel. Am spus împreună, E2 este cât F2, adică isoscel. A cere ca E1 să fie egal cu E2, parcă e egal lor. Dar eu mai observ încă o chestie. E1-ul ăsta și cu D2 sunt unghiuri de care este alterne interne pentru dreptele acestea paralele și secanta asta, da? Da. Cum E1 egal cu cine? Cu D2. D2, iar D1 egal cu E1, da, înseamnă că D1 egal cu D2. Da. Dar D1 egal cu D2... Dar F2 egal cu D2. Cine? F2 egal cu D2. F2 egal cu D2. Deci D1 egal cu F2 și paralel. Deci... Vem că F2 egal cu D2 pentru că F... Că D este isoscel. Da. Deci, încă o dată, ea merge foarte bine și leagă aici problema. Uh-huh. Și zice, D2 este cât F2, F2 este cât E2 din cauza că știm noi dintre unghii sociali, nu? Normal. Nu mai țineam. Cum am rezolvat-o, că am rezolvat-o, dar nu mai țineam. Dar noi ne-am luat cu unghiul ăla. Da. Poate v-ați păcărit aici. Ne-am păcărit acolo. Da. Ați rezolvat colinearitatea pe baza colinearității. Da. Azi am zis că e prin E. Trebuie și prin E și noi așa am rezolvat. Aici e chestia de finețe. Da. Am văzut, când am văzut că ziceți așa cu F1 și cu E1 și cu E2, gata, am zis că nu am mai făcut bine. Da. Pentru toți ceilalți, haideți acum și ne-am când de redactat.
insist. Am spus noi că avem vreo 3-4 tehnici așa de planetaritate pentru planetaritate, dar una dintre ele este și așa asta, reciproca teoremii unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Da? Reciproca acestea. Adică ce vrea să spună? Dacă dintr-un alt motiv ai ajuns să constați că unghiurile cele sunt congruente, le obligi să fie opuse la vârf. Adică să fie în prelungire. Câte vreme A, E și B sunt pe dreaptă, da, deci sunt coliniare. Sunt coliniare, pentru ca și celelalte trei puncte, D, E și F să fie coliniare, ai nevoie să arăți că unghiul ăsta e congruent cu ăsta din altă parte. Nu folosim că sunt opuse la vârf. Păi, nu sunt. Da, asta mă înțeles, domn profesor, da? Dar de ce D1 cu F2? Eu n-am înțeles de ce D1... Uite, acum insistăm. Deci mă concentrez pe faptul că vreau să arăt că E1 e 2. E1 este cât E2, da? Da. Eu știu că E1 este cât E1. Corect. E2 știu cât este F2. Da. Asta. Stai, taci un pic. Știu că E1 este cât D2. Da. E1 e cât D2 pentru că se sunt paralele de o secantă. Da. Înseamnă că D1 e egal cu D2. Asta am înțeles, da. Dar D2 e cât F2 și atunci... D2 este cât F2. Și iată-l pe F2 cât D1. Iată-l pe F2, nu? Că e pe F2 cu cine? Cu D1. Cu D1. Păi da, domn profesor, da, F2 cu D1, noi trebuie să arătăm E1 cu E2. Păi, hai să vezi că am arătat. Încă o dată. Deci, am înțeles. E1... E2 cât... E1 este cât D1. Da. Așa. Da? Deci E1 este cât D1, da? Și atunci este încheiată problema, am da? Înțeles. Hai să o redactăm. Hai să o redactăm. Zicem așa. Demonstrație. Avem așa. Că A e... congruentă cu BG. A e congruentă cu BG. A e congruentă cu BG. Dedesubt BC, AD, BC, e congruent cu cine? Cu? AD. AD. Păi dacă A e congruent cu BC, BC e cu AD, înseamnă că cele două sunt congruente. Deci da. Rezultă că A e congruent cu AD. Da. A e congruentă cu AD. Dar dacă A e congruent cu AD, rezultă că triunghiul AD e triunghiul A, D, E. Isoscel. Isoscel. Și dacă e isoscel... Exact. Și din cauza că e isoscel, neapărat unghiul D1, îl luăm așa. Da, D1 congruent cu E1. Unghiul D1 congruent cu unghiul E1. Ce subliniem? Bun. D1 congruent cu E1. Pe de altă parte, A, B și da. D, C secante, A, B, și AB și DC. AB paralelă. Paralelă cu DC. AB paralelă cu DC. Și DE secantă. Din astea două rezultă că unghiurile D2 și cu E1 sunt congruente. Corect, alternativ. Deci D2 congruent cu E1. Congruent cu E1. Alternativ. Alternă intern. Corect. Da, și trebuie să demonstrăm că și e FV, domn profesor, isoscel. Așa. Bun. Sublinia și pe asta. D2 da. Este cât E1. Cât E1. Bine. Acolați că este A, B paralel cu? Cu A, D. A, B. A, B cu C, D. Da, C, D. Cu D, C, D, da? Da. C, D. Așa. Bine. Bun. Pe de altă parte, știu că A e este da. Cât BC. Da. Scriu și asta. A e, dacă folosesc așa segment, egal cu BC, da? Cam da. Lungime. Da. A e cât BC. A, B e cât toată CF. Corect. A, B egal cu CF. Asta înseamnă bine, arătută că prin scădere, e B, corect, e B, e cât că... E B, deci e B, egală cu BF. Asta înseamnă că
EBF, e tot ce. Asta înseamnă că triunghiul EBF... Isoscel. Triunghiul EBF, isoscel. Și fiind isoscel, reiese că... E2 egal cu F2. E2. Congruent cu... E2. F2. Congruent cu... F2. Cu F2. Am înțeles așa. Bun. Să le supunem și pe astea. Da. Da, să le vedem pe toate care le-am, la da. Care am ajuns. Bine. Deci odată dă 1 cât e 1. Deci am că dă 1 cât dă e 1. 1 cât e 1. Dă 2 cât e 1. Da. Deci aici fi că dă 1 egal cu dă 2. Hai să mai avem și rezultatele astea. Dă 1 congruent cu dă 2. Cu dă 2 acum, da. Da? Bun. Și pe aceea aveți e 2 cu e 2. Așa. Pe urmă, dacă urmărim ce mai am eu... Trebuie să demonstrăm și că D, C, F e isoscel. D, C, F, F. Este isoscel. Dar arătăm că D2 e cât F2. Păi știu că este isoscel pentru da. Că am C. Am A, de C cât F, da. C. Da. Da. Deci cum avem din construcții de C da. Congruent cu DC-ul congruent cu FC rezultă că triunghiul DCF DCF isoscel da. Și atunci am unghiul de 2 și avem de 2 congruent cu F2 congruent cu F2 de 2, da? Da, F2. Da. Dar de 2 e congruent cu D1 da. Deci eu pot spun că de 1 e congruent cu F2 corect. Am să scriu asta, D1 congruent cu F2, cu D2, da. D1 cu D2, da. Da. Și din cele două, rezultă că F2 da. Congruent cu D1. Cu D1. Și mai avem acolo congruență, E2 cu F2. Și am că F2 uitat este... Uitat-o jos, F2, a demonstrat E2 cu E2. F2 cu E2, da. F2, F2. Congruent cu E2. E2. Deci rezultă că da. E2 da, e cât de 1. Este congruent cu E1. E2 congruent cu unghiul. E1. Da. Unghiul ăsta. E2 congruent cu D1. Așa și? Așa. Dacă E2 congruent, E2 este cât D1. Și D1 e congruent cu E1. D1 e congruent cu E1. Și acum iată să problema s-a rezolvat. E 1 cât e 2. E 1 cât e 2. Deci unghi e 1 cât e 2. Congruent cu e 2. Și cum A, E și B coliniate, da. Adaug, A, I, A liniuță, liniuță E, liniuță B, B, rezultă din cele două, că și celălalt de sunt. D, E și F. D, E și F. Rezultă că D, E sus. Da, de e și fă. Mai insist și să vă spun că în general problemele de polaritate sunt dificile. Nimeni nu a spus că sunt simple. Mai există și o altă tehnică a unicității construcției unei semidrepte de construcția unui unghi de măsură dată. Adică, dacă eu sunt în situația asta, am o dreaptă și construiesc de partea asta două semidrepte care se formează un unghi de aceeași măsură, nu se poate, decât cele două să fie cele două semidrepte să se suprapună. Adică, tehnica, concret. Deci asta este o dreaptă, aici este un punct O, B, și C-ul ăsta. Și C-ul, da? Și eu am așa, că unghiul M, O, B, egal cu M, O, C. Unghiul M, O, B, egal cu M, O, C, de aceeași măsură, atunci OB se suprapune peste OC și punctele OB și C sunt coliniare, atunci.
Că nu se poate construi de aceeași parte două unghiuri de aceeași măsură. Corect. Un singur unghi. Și atunci, OB și C sunt una peste alta, da, să se suprapun. Atunci punctele OB și C sunt coliniate. Este o altă tehnică de a arăta colinearitatea a trei puncte. Corect. Deci, pentru colinearitate, câte am găsit noi ca tehnici acum? 4. 3 și cu asta 4 și cu aia cu medianele, intersecția medianelor, iară putem... Deci, de la test 5, da, asta înseamnă și intersecția înălțimilor și a bisectoarelor? Deci, folosește treaba asta, dar cumva ai, că unul e ortocentru și pe vârful și cu piciorul înălțimii. Așa, sunt mai multe. Sigur că da, sunt multe tehnici. Numai că sunt de finețe, nu sunt la îndemână, sunt ușor ascunse. Deci colinearitatea tuturor liniilor importante poate să fie un motiv pentru a arăta că cele trei puncte sunt colineare. Da? Deci există această variantă de lucru. Ați înțeles problema asta? Încă o dată o iau și o insist pe ea. Ce a fost aici în problemă? Un paralogram. Da? Se dă paralogram ABCD. Aici am insistat, am spus, am toate elementele. De ce ne-am folosit noi în discuția asta de aici? Faptul că mi-a fost dat paralogramul. Ce proprietăți am folosit ADI pentru a putea rupe problema asta? De la paralelogram. Da, de la paralelogram. Da, diagonalele se înjură. Eu spun, pentru problema noastră ce am putut folosi noi. Din proprietățile, da, ce anume am folosit? Adică a meritat să ne gândim... Că-i paralelogram. Sau autorul ne-a dat degeaba paralelogram? Putea să fie un patrulete la întâmplare? Cum? N-am zis că AB, paralel cu DC. Am folosit paralelismul. Paralelism. Când am zis AB paralel cu DC și D iese în franță. Am folosit și AB congruent cu DC. Sigur că da. Când am văzut AB e cât C, V, dar noi am zis AB este cât DC. S-a folosit o parte din elementele acestea cunoscute. Deci în cuvântul paralelogram, patrulatelul este paralelogram, s-au ascuns toate cele ce știam noi, proprietățile acelea. Dar pentru problema noastră nu am folosit unghiurile opuse sunt congruente. Nu am folosit. Nu am folosit că suma unghiurilor de aceeași latură fac o sută. Nici vorbim de diagonala jumătățesc. Eu asta am întrebat. Din ce știați voi, ce anume am folosit? Asta am folosit în problema asta. Da? Deci congruența laturilor opuse și paralelismul laturilor. Asta ne-a fost de mare folos. Și asta ne-a determinat să spunem că D1 e congruent cu D2 în final acolo, nu? Datorită paralelismului de acolo. Ei, și noi ne-am îndreptat privirea spre o singură chestiune. Să arătăm că unghiurile astea sunt opuse la vârf. Sunt congruente, da. Da. Dar putea să fie făcută problema și așa. Vom dovedi că D-E, unghiul D-E, format cu D-C, unghiul format de D-C și D-E, este de aceeași măsură cu unghiul format de D-F cu C. Adică D-C formează două unghiuri odată. Un unghi format cu D-F și unul cu D-E. Dacă sunt de aceeași măsură, înseamnă că punctele D, E și F sunt coloniale. Tocmai ce am arătat mai sus. Da. La tehnică. Da. Însă noi ne-am dus pe varianta mai la îndemâna noastră. Să mergem pe reciproca, unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Reciproca. Adică dacă arăți din alt motiv că sunt congruente și de un aici eu este pe dreaptă, și punctele acelea D, E și F vor fi tot coliniale. Și am jucat aici, triunghiul ăsta isoscel, triunghiul ăsta isoscel, paralelismul de aici, de unul cu D2, totul ne-a condus spre E1 egal cu E2. Că aici, ăsta era obiectivul nostru. E1 egal cu E2. Și E1 egal cu E2 a însemnat problema rezolvată. Deci asta a fost problema. Da? Deci am spus, nu sunt lucruri chiar simpluțe. Nu sunt. Da, bine, și ultimele probleme, cele mai grele au fost. Sigur, da. Erau ele sunt așezate în ordine. Da. Nu? A început acolo cu paragrafe ușoare, de joacă, dar după ce avansezi... Cresc în dificultate. Cresc în dificultate, da. Da. Și ce problemă aveți? Mai aveți mai avem 29 și 30, dar 29 e mai scurt, domn profesor. 30 o să... Ia să vedem la 39. Într-un unghiu ABC,
măsura unghiului CAB e de 90 de grade. Deci avem un triunghi ABC dreptunghi. Așa. Deci în ipoteză. Unghiul A de 90. În ipoteză. Triunghiul ABC, dar din temă, scrie spre exemplu inițiul asta. ABC, măsura unghiului CAB de 90 de grade, domnul profesor. Da. Măsura lui CAB egal cu 90 de grade. Egal cu 90 de grade. AD perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. Cu D aparține lui BC. D aparține lui BC. Între paranteze, domnul. Da. Da. Fie E aparține lui AD. E aparține lui AD. Dar e tot rotunde. Așa încât. Da. Și F aparține lui AB. Și F aparține lui AB. Fără paranteze. Pe dreaptă. Da. Da, e pe dreaptă ăla. Așa. Astfel încât F perpendiculară pe EC. E. F perpendiculară pe EC. Perpendiculară pe EC. Mi se mai dă AG paralelă cu EF. AG paralelă. Elă cu EF. G aparține lui BC. Pe dreapta BC. Demonstrați că A, F, E, G paralelogram. A, F, E, G. E. G paralelogram. A, A, F, E, G paralelogram. A, F, E, G paralelogram. Copia asta nu e lungă, e ușurică, dacă sunteți o repede atenți, o să vă explic că n-am mai lucrat așa, probleme. Mm-hmm. Și de asta o să fie foarte interesant. Dacă mai urmăriți, da? Repede deci, merge asta, repede. Plecăm cu triunghi dreptunghi, adic cu vârful în A, da? A, de 90. Când zice A, măsura lui CAB, asta vrea spune. Deci, triunghi dreptunghi când A, A, B, C. A dă perpendiculară pe B, C. A dă perpendiculară, adică ducem înălțimea. Da. Din A. Și notăm cu Z, piciorul înălțime. A dă perpendiculară pe B, C. D aparține pe C. E este pe A, D. E este un punct pe A, D. Da. F e pe AB, deci E e pe AD, luăm și noi pe undeva pe AD, nu la mijloc, am spus de atâta. Vedeți, trebuie să fie perpendicular. Deocamdată nu l-am luat pe aici undeva, un punct F, E pe AD, și F este pe AB. O să vedem noi unde, nu știm. E fiind pe AB, prelungi dreapta asta AB. Nu știu unde să-l iau, dar așa fel încât EF să fie perpendicular pe EC. Duc pe EC. Puneți pe EC, corect. Așa. Și duc acolo o perpendiculară. Și duc în E, adică o perpendiculară pe... E AB. A? EF, da. Că F trebuie să fie pe AB, domn profesor. Pe AB, da. Deci zic o perpendiculară până și unde unește, unde AB, se întâlnește, acolo este punctul F. Corect. Deci am ridicat o perpendiculară în E. Da. Da. EF. F. Perpendiculară pe EF, pe ce? Spune pe EC. Pe EC. Haideți să vedem încă o dată, ca să înțelegem clar. Deci ce am făcut? Am luat pe AD un punct E. Nu la mijloc. Sigur că a apărut segmentul CE. CE poate fi privită ca o dreaptă. Prin două puncte distincte, deci o dreaptă. În punctul E am ridicat o perpendiculară, deci e și 90 de grade. Pe cine am ridicat-o? Pe CE. Păi nu mi-a întâlnit-o pe AB. AB în punctul F. Și așa l-am obținut punctul F. Mai departe. AG e paralel cu EF. G aparține lui BC, iar e undeva pe BC. A, așa. Deci ducem la EF. La EF. O paralelă. O paralelă prin A. Prin A. Uh-huh. Deci uitați așa trebuie să fie, da?
paralela la EF prin A, care întâlnește pe cine? Pe BC. Pe BC. AG. G da, pe BC. E perfect. G. Care întâlnește pe BC în G. Corect. Așa. Să se arate că patrulaterul A, F, E, G. A, F, E, G e paralelogram. Da. A, F, E, G, e paralelogram. Deocamdată paralelogramul ăsta, patrulaterul are două laturi paralele. Că F, E este paralel cu AG, așa am dus-o. Da, așa zice și zice. Păi zice în problemă. Da. A, G, e paralel. AG e paralel pe EF. Ăsta-s paralel. Exact. Ei, din clipa în care am paralelismul ăsta, AG, AG cu EF, când un patrulater devine paralelogram, dacă are două laturi paralele? Că sunt acele două laturi, sunt și congruente. Și congruente. Deci acum eu am nevoie foarte tare să arăt că FE este cât AG. Că paralele știi. Că două drepte opuse, paralele și congruente, îl obligă să fie paralelogram, nu? Oh, ce super. Da. Deci ia, acum ar trebui să, văd, să reușesc să arăt că EF este cât AG. EF cât AG. Cum să fac? În ce situație mă pot... Să desfacem ipoteza, domnul profesor. Să desfacem ipoteza. Dă triunghiul ABC de dreptunghic, nu degeaba. Degeaba. Triunghiul dreptunghic, ABCD. Dreptunghic. Să dă AD perpendiculară pe BC? AD. Duce perpendiculară pe BC, să mă întâmplă și acest lucru. Ducem o perpendiculară FE pe... Pe FE? Iar e perpendiculară. Deci, poate aceste lucruri sunt foarte importante pe care trebuie să le am în vedere dacă vreau să rup problema. Corect. Da? Deci încă o dată, Adi. Triunghiul a fost de la lat dreptunghic, în A. Am dus perpendiculară AD. Am dus FE perpendiculară pe CE. Eu e pe înălțime luat. Da, eu e luat pe înălțime. Nu așa la întâmplare. Să vedem cum arătăm că EF, aici mă concentrez, congruent cu AG. Asta nu ar trebui. Mirna, vrei să încerci, te rog, da? Da, dacă desfacem ipoteza, vedem că scrie EF perpendicular pe EC. EF perpendicular pe EC, da. Da, și AG paralel cu EF. AG paralel cu EF, e EF, nu? Da, da. Și cum asta ce e perpendiculară pe EF, da, perpendiculară și pe paralela sa. Ce e paralel? Perpendiculară pe AG. Da. 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 Deci dacă aș duce-o așa, da, ea ar fi ca perpendiculară. Da. Da. Și în triunghiul CAG avem AD perpendicular pe... În triunghiul CAG, da. Sau CAG. A apărut un triunghi CAG, da, foarte bine, în care avem AD o înălțime. Da, și mai avem și... Ce e o altă înălțime. Aici în răpitatea să spunem pe AG, să spunem E1. Da, și cum ele se întâlnesc în punctul E, rezultă că a doua, a treia înălțime. Deci, faptul că se întâlnesc în punctul E, E este ortocentru. Da. Și în condițiile astea, G, E este, dacă aș duce-o, perpendicular aici, da? E a treia înălțime. Și atunci, G, E este paralelă, dacă e perpendicular aici, e pe paralel cu AB. Da. Cu AB. Și dacă GE e paralelă cu AB, e paralelă cu FA. În final, că F era pe prelungirea de dreptei ABC. Și cum G e perpendicular pe AC. Cum G e perpendicular pe AC. Și AF perpendicular pe AC, rezultă că AF și am plecat de la... Eu mă concentram să arăt că EF e cât AG. Așa mă formulasem eu ideea. Dar era și varianta asta. Laturile opuse paralele două câte două. Din paralelogram. Deci într-un paralelogram, ca să arăt că o figură, o patrulateră convexă în paralelogram, trebuie să arătăm că laturile opuse sunt paralele două câte două. Eu am tras pe culoarul ăsta. Cum de la bun început autorul meu, dacă FE e cât AG, demonstrează congruente. Sunt și congruente, că îmi plăcea chestia asta.
Dar probabil oricât m-aș fi străduit eu să caut două triunghiuri în care se intră F, E și A, G ca tehnică de lucru, n-aș fi reușit. Mai repede cu înălțime. Și atunci trebuie să fiu, să am atâta putere, să înțeleg, să mă retrag de pe culoarul ăsta. Pentru că în timp, în momentul în care îmi propus să arăt că F, E e cât A, G, trebuie să mă întorc în ipoteză, să folosesc ipoteza, să tot disfac, să văd dacă îmi folosește la congruența asta. Sigur, măi, că e perpendicular aici, ar fi fost un triunghi de dungi ceva, dar nu se leagă cu A, G într-un alt triunghi, unde s-o oprim, nu merge treaba. Și atunci spun, paralelismul ăsta, da, poate reușesc, n-am reușit congruența, hai să reușesc paralelismul celălalt. Corect. Deci, mă duc spre o altă proprietate care se spune am de a face cu un palogram, da? Deci FA să fie paralelă cu EG. Da. Și vă zic așa, bă, ca să fie astea două paralele, cum A, cum F era pe AB, adică EG asta să fie paralelă cu AB, zic eu așa, răstălmăcesc. Păi ca să fie paralele, cum BA era perpendiculară pe CA, înseamnă că și GE să fie perpendiculară pe AC. Că B, A, fost perpendicular pe aceea că a fost în dreptunghi. Iată, încep să folosesc din partea de ipoteză. G, E, ca să fie perpendiculară, cum E era pe... cum E era dusă pe cine? Chiar pe AD înălțime, apare că E ăsta e un punct interesant. Nu? Că e pe una din înălțimi. Dacă ar avea calitate de ortocentru în triunghiul, deci eu îmi formulez înapoi problema. Dacă ar avea calitate de ortocentru în triunghiul CAG, atunci GE ar fi perpendiculară, ca a treia înălțime, a, el este pe o înălțime. Dacă și CE ar fi înălțime, dacă CE ar fi perpendiculară pe AG. Și acum cum? CE era perpendicular pe F. E F, da. Din ipoteză. Da. Fui paralelă cu AG. E clar da, că da. CE e perpendiculară pe AG. E clar că CE e o înălțime, nu? Și AD a fost din construcție. Și e ortocentru. E ortocentru și atunci ceea ce am visat eu ca CE să fie a treia înălțime este. Și deci CE este perpendiculară. Ce știam că este perpendiculară? G-E. G-E, da. G-E este perpendiculară a celei trei înălțimi. Și atunci ea e paralelă cu cea de sus. E mare problemă. Exact. A fost din nou o mostra ceea ce înseamnă construcția, să spunem. Și desfacerea ipotezică. Da, sigur. Ne-ați învățat asta și de aici am... Da. Când mi s-a cerut să fie palogram și două le aveam paralele, aveam două posibilități. Ori să arăt că acele două sunt și congruente și gata problema. Corect. Ori să arăt că celelalte două sunt paralele. Și iar gata problema. Și iar gata problema. Și alegi culoarul cel mai favorabil. Funcție de ipoteză. Corect. Funcție de ipoteză. Pe moment, m-am dus pentru congruență. Am și anunțat că asta am să fac. Că mi-ar fi fost de mare folos, repede. Dar congruența din contextul ipotezei oferite de autor, nu chiar nu mi oferă șanse. Dar chiar sunt blocat foarte repede. Da, chiar dacă luam A, E, F cu triunghiul ăla. Triunghiul A, E, F și cu un alt triunghi, nu merge. Și atunci zic, părăsesc asta, mă duc spre paralelismul celor două. Și spun, cum F a fost pe prelungirea asta și A, B, e perpendiculară pe aceea că a fost dat triunghiul dreptunghic, înseamnă pentru paralelismul lui EG cu AB sau cu FA, cum apare aici, s-ar impune să arăt că GE e perpendiculară pe aceea. Asta ar vrea. Ca să fie perpendiculară, ar trebui să fie asta o înălțime, ca să fie în triunghiul ACG. Și cum să arăt eu că... Și cum să fie asta a treia înălțime? Una o am între a doua, dacă aș putea să-l justific pe a doua, asta a treia bine simplu. Corect. A doua este, iată, momentul când folosesc ipoteza că e perpendiculară pe
Ce este perpendiculară pe EF. EF. Dar EF este paralelă cu asta. Da, și atunci ce e? E obligată. Și ea este tot înălțime. Tot înălțime. Două înălțime, a treia clară este ce treci prin ea. E ortogenul. E ortogenul, este înălțime și s-a terminat problema. Corect. Celeași paralele. Deci vedeți cum s-a deșurubat problema din clipa în care am renunțat cu încăpățânare la varianta pe care o aveam în minte, aceea să scomunente. Când am renunțat și m-am dus pe paralele, nevoia de a arăta că sunt paralele, a fost mult mai ușor. Și ipoteza a spus, da, te ajut eu acum. Eu sunt gata lângă tine și toate informațiile care ți-am dat îți sunt de folos. Că noi n-am demonstrat niciodată paralel, faptul că un patru latere paralelogram cu unghiurile drepte, cu înălțimile. Nu, cu unghiurile. Cu înălțimile. Nu, n-am demonstrat folosindu-ne de definiție laturile opuse paralele de 8 de 2. Asta... Că acolo, asta este miezul problemei. Da. Paralelismul. Și cum arăți celelalte două paralele, e altă poveste. Acolo s-a înșurubat treaba cu unghiurile drepte acolo. Da. Te folosești înălțimile astea care da, dau și... Triunghiul de aur care apare aici și care îl lămurește este triunghiul ACG. Da. El este triunghiul care ne dă totul. E pentru ortocentru. Că eu este ortocentru. El nu l-a luat pe ea, pe ea în altă parte, ci pe înălțimea AD. Uh-huh. Da? Și da. De acolo lucrurile se deșurubează frumos și merge foarte bine. Redactăm, da? Hai, scrie. Deci demonstrație. AD, hai să mă am luat AD perpendiculară pe CB. AD perpendiculară pe CB, da. Știm asta. AD e perpendiculară pe CB. CB. E. E este un punct. E aparține lui AD. AD, da. Bun. Ce e perpendiculară pe trebuie să te mustrăm asta, că trebuie să scriem totuși. Dar de... știm că ce e perpendiculară pe EF. Din ipotez. Ce e? Are dreptate. Ce e perpendiculară pe EF. Ce e? Pe perpendiculară. Pe EF. EF. Din ipoteză. Din ipoteză. Și EF paralelă. EF. Paralelă cu AG. Paralelă cu AG. AG. Tot din ipoteză. Din ipoteză, din cele două, rezultă că ce e asta, perpendiculară și pe AD. Da? Dacă două drepte paralele, tăiate de o secantă, formează unghiuri corespondente, da, din 90 și 90, e clar că e și asta tot înălțimii, nu? Și acum luăm triunghiul, un triunghiul A, C, G. Deci în triunghiul, da. În triunghiul. În triunghiul A, C, G. A, C, G. Asta avem așa. A, D. O înălțime. A, D. Perpendiculară pe B, C. Așa, perpendiculară pe B, C. C e perpendiculară pe A, G. Ce e perpendiculară pe A, G. A, G. Da. Și el se intersectează în E. Se intersectează amândouă în punctul E. A, D intersectează ce e în punctul E. A, D intersectează ce e în punctul E. Egal cu punctul E, calitatea de ortocentru. Exact, deci rezultă că E. Este ortocentru. Ortocentru. Și ce se facă G, E, a treia înălțimii și ea e perpendiculară. Atunci cea de-a treia care trece pe acolo, e vorba de G, E. G.